Numărul de angajați ai ambasadei Rusiei de la Chișinău este absolut justificat. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, după ce reprezentanții puterii au anunțat că intenționează să solicite Moscovei reducerea personalului misiunii diplomatice. Potrivit lui Zaharova, Rusia, ca orice alt stat, stabilește numărul misiunilor sale diplomatice într-o anumită țară în funcție de nivelul cooperării bilaterale și de volumul sarcinilor care apar acolo. Ea susține că popoarele Rusiei și Moldovei sunt legate de o bogată istorie și cultură comună, de cooperare activă în sfera economică și umanitară și de contacte personale strânse între oameni. În Moldova trăiesc peste 200.000 de cetățeni ruși, iar diaspora moldovenească din Rusia numără aproximativ 500.000 de oameni. Partea rusă este interesată să extindă și să consolideze aceste legături cu poporul nostru prietenos moldovenesc. Pe baza principiilor respectului reciproc și neamestecuri în treburile interne, pe baza acestui fapt, numărul actual al ambasadei Rusiei la Chișinău este absolut justificat, se menționează într-un comunicat emis de Ministerul Rus de Externe. Tot acolo se mai precizează că Moscova vede cum Chișinăul urmează cursul campaniei antirusești a Occidentului colectiv, întreptându-se pe cursul de deteriorare a relațiilor ruso-moldovenești. Inițiativa privind reducerea personalului ambasadei Rusiei de la Chișinău face parte din aceeași categorie. Autorii acesteia nu pot să nu înțeleagă faptul că în acest caz se vor reduce în mod obiectiv posibilitățile de acordare a asistenței consulare și a altei asistențe, inclusiv pentru cetățenii moldoveni, dar ei se încăpățânează cu înverșunare să pună în aplicare planul gândit. Totodată, oficialii moldoveni dau dovadă și în această chestiune de standarde duble, care au devenit deja un obicei. Referindu-ne la paritatea numărului de angajați ai misiunilor diplomatice, ei se referă doar la ambasada Rusiei din Republica Moldova, fără să fie vorba despre reducerea numărului personalului misiunilor diplomatice ale țărilor occidentale, România, Marea Britanie sau SUA, a mai precizat Zaharova. Potrivit ei, un astfel de curs al Chișinăului, care ignoră opinia propriilor săi cetățeni, care au o atitudine de prietenie față de Federația Rusă, provoacă o repulsie din ce în ce mai mare în rândul moldovenilor. În reacție, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au declarat pentru postul nostru de televiziune că în relațiile cu partenerii externi, autoritățile Republicii Moldova acționează reieșind din interesele naționale ale țării noastre. Este cunoscut faptul că relațiile moldoruse sunt afectate considerabil urmare a declanșării de către Federația Rusă agresiunii militare împotriva Ucrainei și a tuturor consecințelor negative a acesteia, inclusiv pentru Republica Moldova. Autoritățile moldovenești rămân hotărâte de a contracara acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse îndreptate împotriva țării noastre. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adrana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile făcute de Zaharova. Recent, în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, deputatul PAS, Adrian Cheptonar, a declarat că autoritățile intenționează să solicite Rusiei reducerea numărului personalului ambasadei de la Chișinău. Potrivit acestuia, măsura este necesară deoarece Moscova conduce un proces de ingerință în procesele democratice din Republica Moldova. Mai mult, deputatul a menționat că Moldova are în Rusia 6 diplomați, iar Federația Rusă în țara noastră aproximativ 150. Declarațiile au fost făcute după ce și Ministerul de Externe de la București a anunțat că a decis să reducă personalul ambasadei Rusiei la București cu 40 de persoane, la un nivel apropiat de cel pe care îl are ambasada României la Moscova.